Anul a început cu facturi foarte mari la energia electrică. Mulți români plătesc facturi chiar și cu 30% mai scumpe pentru același consum de electricitate. În contextul în care s-a liberalizat piața energiei electrice, fără un set de măsuri din partea Ministerului Energiei care să contracareze abuzurile furnizorilor de curent, vâlcenii au fost întrebați în ce măsură este vinovat ministrul Virgil Popescu și dacă se impune demisia acestuia. Rușinea de pe lume, eu care am lucrat la Electrica 30 de ani, nu-i posibil, produceam 12.500 megawatts. La ora actuală am oprit tot ce înseamnă față de nemți, de alții, tot ce înseamnă pe cărbune, pe nu știu ce, producem 6.000 și ne văităm că nu avem energie. Credeți că ar trebui să-și dea demisia ultima dată? Da, ar fi obligatoriu. Da, este vinovat. Crezi că ar trebui să-și dea demisia? Da. De ce crezi? Pentru că a pus prea mult la preț, nu se gândește la omul de rând, care poate nu are bani să trăiască de azi pe mâine. El se gândește numai la el. Ca ministru, da. Ar trebui înlocuit. Dumneavoastră credeți că el este vinovat? Jumătate da, pentru că ce s-a gândit în Partidul Național Liberal și felul în care s-a transpus în lege nu ajută oamenii. Totuși, există și vâlceni care consideră că întreg sistemul este defect, iar demisia ministrului nu ar schimba cu nimic situația deja complicată a facturilor. Unii dintre vâlceni cred că însuși președintele Iohannis este vinovat de situație. Ar fi bine dacă ar putea face ceva să îndrepte lucrurile. De demisii nu avem nevoie pentru că nu ajută la nimic. Vine altcineva și nu se schimbă nimic în sistem. Nu cred, pentru că e de puțin timp și oricum chestiile astea sunt la nivel mondial, adică nu e ceva ce se întâmplă doar la noi în țară. Nu aș putea să fiu convinsă că cine ar veni în urma lui ar face lucrurile să fie altfel. Și în primul rând și Iohannis. Trebuia să pună piciorul în prag, să le lase mai încet, mai ales pentru pensionari. Îmbucurător este faptul că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a demarat acțiuni de control la companiile de furnizare a energiei electrice și gazelor după scandalul facturilor uriașe. Rămâne de văzut ce concluzii vor fi trase după aceste controale.